Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit! După cum știți, la întâlnirile noastre anterioare din această lună, am discutat despre educație, punctând aspecte esențiale despre modul în care se întâmplă aceasta în mediul școlar. Pentru această seară, vă propun să aflăm aspecte tot esențiale despre educație, dar cea care se întâmplă în centrele de tip after school sau before school. Ce este un centru de acest tip, care este specificul activității în cadrul lui, vom afla de la invitatul meu din această seară. Este vorba despre doamna Lidia Andronache, profesor metodist în cadrul Casei Corpului Didactic din Iași, responsabil al filialei Casei Corpului Didactic din Pașcani. Bună seara și bine ați venit la dialogul esențiale. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație. Sunteți alături de noi în calitate de cadru didactic, dar și ca manager al unui centru de tip after school. Deci aveți legătură directă cu subiectul pe care îl dezbatem în această seară. Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru invitație și vă propun să pornim de la cariera dumneavoastră, de la traseul dumneavoastră profesional, astfel încât telespectatorii noștri mai tineri să vă poată cunoaște. Da, e foarte frumos ceea ce îmi propuneți, numai că or să constate că am probabil 100 de ani, pentru că am trecut prin toate etapele carierei didactice. Vor constata că aveți experiență am și fost... din această experiență au și ei ceva de învățat. Am fost învățător vreme de 18 ani, cam așa. Uh-huh. După aceea am, între timp, am făcut un institut de arte plastice, pentru că totdeauna mi-a plăcut frumos în toate formele în care el s-a prezentat, și atunci am trecut pe catedră de arte de educație plastică. Am completat apoi studiile cu psihologie, astfel încât acum sunt consilier școlar la Liceul Nicolae Iorga, liceul la care am fost și învățătoare și am parcurs toate treptele despre care vă spuneam. Dar sunt cu catedra rezervată pentru că de o bucată bună de vreme sunt activez în cadrul Casei Corpului Didactic Iași și actualmente răspund de filiala din Pașcani. Am înțeles. Ați menționat faptul că o bună perioadă ați îndrumat pe cei mici. Actualmente vă ocupați de îndrumarea celor adulților. Mari. Cât de mare este diferența? Implică educația copiilor un efort mai mare decât cel pe care îl implică educația adulților sau invers? Cred că efortul este similar, pentru că pe fiecare nivel sunt anumite obiective pe care trebuie să le realizăm. Cât am lucrat cu cei mici, mi-au fost extraordinar de dragi, iar acum, faptul că dintre absolvenți am, cred că, peste 20 care sunt cadre didactice și care spun cumva că am avut un rol în a alege această profesie, mă bucură foarte tare. Trecând apoi la gimnaziu pe arte plastice, la fel, mi-am încununat, dacă vreți, hobby-ul meu, confecționând și ceramică, cochetând și cu modă și cu tot ce a fost pe paleta aceasta de arte, la fel, mi-a venit foarte, foarte bine experiența de a lucra cu elevii de data aceasta de gimnaziu pe arte plastice. Iar pasul către adolescenți și către problemele lor a fost probabil atunci când a trebuit să fiu eu suficient de matură, să am eu adolescenți care aveau nevoie cumva de consiliere, și am învățat lucrurile acestea învățând eu cum anume privești problemele adolescentului, și atunci n-am mai avut niciun fel de probleme în a gestiona adolescența. Și de a egala cumva efortul și într-o direcție și în cealaltă. Lucru cu adulții, acum aș putea să fac o glumă și să spun că la un moment dat ne întoarcem toți către copilărie, știți? Așa e. Și pentru generația de vârsta mea, să spun că sunt situații în care lucrăm cu colegi care sunt convinși că știu absolut orice și n-au nimic de schimbat,
Și acolo e un pic mai greu, pentru că chiar dacă noi nu vrem să ne schimbăm, dar lucrăm cu un alt material uman, lucrăm cu niște copii care au evoluat într-un ritm extraordinar, ne dăm seama, doar privindu-i ce abilități au. Și atunci trebuie să ne adaptăm noi lor. Iar pentru tinerii care au venit de pe băncile facultății și au ales această carieră, fac o paranteză și spun că în inspecțiile pe care le-am avut am constatat că doar tineri foarte potriviți pentru această meserie aleg să rămână în această profesie, pentru că nefiind motivant neapărat financiar, își găsesc alte satisfacții, sigur că da. Dar cei care rămân în învățământ răspund foarte, foarte frumos acestei formări care vine după formarea lor inițială, dacă, bineînțeles, cel care este în fața lor vine cu o provocare și nu vine doar cu lucruri deja știute, care să obosească prin repetarea lor. Ce e un pic dificil la noi este faptul că această legislație care îi obligă pe oameni să-și adune doar documente în portofolii pentru de la mobilitate școlară până la grade și până la ceea ce înseamnă gradații de merit sau celelalte trepte pe care putem noi accesa, pe unii transformă doar în participanți pasivi, să le spunem. Da, sau oameni care încearcă să-și procure acele documente. Uh-huh. Și atunci ești un pic la limita compromisului. Ce faci? Faci un curs sau livrezi niște documente, da. Într-adevăr, o situație oarecum dificilă, dacă stăm bine să ne gândim, pentru formatori, din punct de vedere afectiv. Fiecare avem nevoie să simțim că munca pe care o prestăm este utilă cuiva. Și când ai în fața ta un zid, o ființă umană care să fie interesată și să se implice, atunci munca este cu atât mai grea. Spuneați că dintre elevii pe care i-ați îndrumat la vârsta școlarității mici, astăzi îi regăsim ca dascăli, că ați avut un rol în formarea lor și în decizia pe care au luat-o în alegerea profesiei. Cine a avut un rol în alegerea dumneavoastră? De ce dascăl? Asta mi-am dorit să fac dintotdeauna. N-ați avut un model în familie sau o recomandare în acest sens? Părinții mei au fost niște oameni foarte deschiși. Uh-huh. Și ne-au lăsat și pe mine și pe sora mea chiar să alegem. Și atunci eu asta am ales. Așa știu că mă jucam, întotdeauna eram profesor, niciodată nu eram elev, totdeauna eram profesor, totdeauna aveam sub caiete, aveam obiecte de scris, aveam cretă, aveam și la noi în curte asta se întâmpla. Era școală, unde se cânta și se făcea carte. Deci chiar și am început cu liceul pedagogic, cu admitere fără niciun fel de probleme. Terminat liceul pedagogic în primii 15, mi-a plăcut ceea ce s-a întâmplat. Am fost convinsă că voi rămâne învățătoare toată viața, de asta nici n-am dat la facultate imediat ce am terminat. Dar la un moment dat au început să vină niște provocări. A fost posibil, pentru că atunci când am terminat, nu era posibil, erau doar o facultate, doar... Uh-huh. Și când paleta aceasta de... Și mai ales când a apărut acest învățământ care a permis să urmăm cariera didactică și în paralel să ne continuăm studiile, atunci am virat așa pe acolo pe unde mi-a plăcut. Ați trecut la câte un nivel superior, succesiunea firească. Ați avut vreun moment, nu știu, vreo nostalgie sau vreun regret că n-ați rămas învățătoare? N-am avut regret pentru că atât cât am fost învățător, am dat tot ce am avut.
Și am știut că, la un moment dat, atunci când trec pe o altă treaptă, iarăși mă setez pentru ce se întâmplă acolo. Uh-huh. Și, în general, eu în viață n-am privit înapoi deloc cu regret. Am privit înainte cu foarte mult curaj. De asta ați și reușit să străbateți până la nivelul la care sunteți actualmente. Are legătură proiectul Academia Celor Mici cu dragostea dumneavoastră pentru statutul de prim dascăl al unui copil? Are legătură cu asta și are foarte mare legătură cu proiectele europene în care am fost. Am avut norocul să particip la foarte multe proiecte și am, cel puțin în Europa, sunt puține locuri în care nu am ajuns și atunci când a fost posibil și când am găsit acest spațiu, când am achiziționat acest spațiu, am spus din start, aici vom face un centru pentru activități pentru copii. Știam că în orașul nostru sunt foarte mulți părinți care lucrează în străinătate și copiilor sunt lăsați, bineînțeles, în grija familiilor, a unuia din părinți, sau, dar am zis că acel deficit și emoțional și de timp pe care părinții l-au în raport cu pregătirea copiilor, o să fie suplinit la noi, pentru că acolo vor găsi și căldură, vor găsi și profesori de diverse discipline care să-i cunoască, să-i ajute să-și descopere anumite abilități, să lucrăm chiar pe această componentă a stimei de sine, a dezvoltării personale. Și proiectul a fost foarte ambițios din start și am gândit foarte multe posibilități de a lucra cu acești copii. Ați valorificat în proiectarea lui experiența dumneavoastră din cadrul proiectelor europene la care ați participat. Da, da. Când s-a născut ideea acestui proiect? În momentul în care clădirea aceea unde a funcționat constructorul era lăsată de izbeliște și... Ați vrut să-i dați o utilitate? Și am văzut că... De alt timp. Încercarea soțului meu de a o prelua și de a nu lăsa în paragină, uh-huh, pentru că era legat și el sentimental de această, lucrând atâția ani acolo. Uh-huh. Și atunci am devenit partenera lui în proiectul ăsta cu această condiție. Facem o jumătate din spațiu să fie pentru această activitate și un părculeț în care copiii noștri de acolo să aibă libertatea să se joace, să aibă protecție, în câteva cuvinte, punctând esențial, într-adevăr, ce înseamnă activitatea într-un centru after school, dar haideți pentru telespectatorii noștri să detaliem ce este un centru after school, la ce tip de activitate trebuie să se raporteze ca așteptare părintele atunci când solicită activități de acest tip pentru copilul lui. Noi l-am gândit cu un program care să fie de la 12 jumătate, deci între 12 jumătate sau 1 când termină copiii, sunt preluați de la școlile respective sau îi aduc părinții în centru, aici iau masa, au o oră de odihnă și la început nu amenajasem sală de dormit. Apoi am constatat că ei chiar au nevoie și dacă la început în joacă puneau un pic capul pe pernă, chiar săptămâna trecută am intrat și am văzut că ei dormeau profund o oră, unii chiar o oră și jumătate. Cred că cei mai micuți din clasa pregătitoare sau clasa întâi chiar au nevoie de o spațiu de odihnă. Da, dar aceia sunt cei mai încăpățânați. Chiar cred că n-au nevoie, știți, dar în final adorm și ei. Cei mari dorm. Uhum. Clasa a treia, clasa a patra, trea câte un somn. Și datorită solicitărilor mai consistente, sigur, nu? Pe care sigur că le presupune activitatea școlară. Se trezesc, apoi își fac temele. Cei care sunt la clasă pregătitoare și nu au teme, au tot felul de activități și de fișe și de... dar lucrează într-o simbioză perfectă, așa, deci ei se respectă, cei mici învață de la cei mari, nu avem niciun fel de probleme, nu au de comunicare, după care, pe măsură ce își termină tema, au tot felul de activități. În completare. Acum,
Regretul meu este că nu avem mai multe grupe ca să putem activitatea aceea după ora 3 și jumătate, între 3 și jumătate și 5, mai au o gustărică pe la 3 jumătate, după care ar începe activitățile extracurriculare. Ei, aici e problema. Dacă ar fi mai mulți elevi, i-am putea într-adevăr împărți pe grupe mai mici, pe ateliere și să lucreze fiecare ce dorește, sigur că da, și la un moment dat să schimbăm aceste ateliere și să... Așa, doamna profesor care lucrează cu ei este foarte ingenioasă și în fiecare zi găsește altceva de făcut. Anul trecut a făcut o revistă cu ei. Ei sunt proprii regizori ai spectacolelor pe care le organizează, pentru că își fac la toate evenimentele și la toate. Am putea să facem engleză mai mult, dar ca să aduci un profesor din afară, sunt alte costuri și nu putem să-i împovărăm tot pe acești părinți care fac un efort și vreau să-mi permiteți chiar să le mulțumesc. Cu drag. Pentru că sunt oameni care conștientizează cât este de important ca atunci când se reunește familia seara, temele să fie făcute, copilul să știe că a doua zi merge la școală liniștit și să discute altceva, să aibă momentul acela al familiei. Care e foarte important în formarea copilului, sigur, mai ales pe latura dezvoltării personale. Sigur. Pentru că așa cum îți cultivă părintele încredere în tine, nu poate face niciun dascăl oricât de mult s-ar apleca afectiv asupra ta la un moment dat. Să spunem câteva cuvinte despre personalul din cadrul centrelor de tip after school. Este bine de știut că acestea au o calificare. Sigur că da, dar nu se poate altfel. Deci noi când am pornit, ideea era să mergem pe 4 grupe și chiar selectasem acele cadre didactice care să aibă dorința aceasta de a lucra în afara programului și de a o lua de la capăt după amiază cu mai multă motivație, cu mai multă dragoste, cu disponibilitatea de a face altfel, poate, același conținut pe care l-a predat în cursul dimineții, adaptând procedee școlare. În centrul after school, adesea, îndrumătorii trebuie să reia conținutul teoretic predat la școală, doar că în altă manieră. Și aici mă gândesc la... Și să-l reia cu foarte mare grijă. Așa. pentru a nu intra în niciun fel de polemică sau de contradicție, vis-a-vis de o metodă pe care a folosit-o învățătorul. Și noi chiar asta am încercat și din capul locului, în toate discuțiile pe care le avem, asta și facem. Niciodată nu o să fie întrebat un copil, dar cum, dar cine ți-a arătat așa sau de ce ai făcut așa? Nu, se poate și așa. Se poate și în felul acesta. Foarte bine. Pentru că la un moment dat fiecare își găsește propria lui manieră de a-l face pe copil să învețe până la urmă tabla mulțirii sau poate unii chiar cu niște metode pe care nu le găsim noi nicăieri. Așa au încercat și au văzut că au dat rezultate. Nu trebuie să vii și să-i anulezi acelui om munca, ci vii și îi spui că există o altă cale de a ajunge la același rezultat. De ce dotarea are nevoie un centru after school pentru a funcționa în parametrii ceruți de nevoile copiilor să se ridice la pretențiile părinților? Înainte pentru că... de a putea să primești copiii într-un astfel de centru, vin cei care autorizează și slavă Domnului că sunt suficienți și după toate incidentele care au fost, știți foarte bine ce pretenții poate să aibă ISU, ce pretenții ridică Sanepidu, ce pretenții ridică Inspectoratul Școlar, pe bună dreptate. Și atunci trebuie să ai condiții de la spațiu care să-ți permită metri cub de aer pentru un elev, la bucătărie utilată, controlată, la grupuri sanitare, pe standardele care trebuie și noi avem, toate aceste lucruri. Deci noi când am pornit,
l-am făcut să poată să funcționeze oriunde în Europa. Deci oricine ar fi venit și oricine a venit, nu a avut decât cuvinte de laudă, pentru că chiar totul este făcut după toate recomandările și după toate standardele. Dintre serviciile pe care le-ați pus până acum la dispoziție a părinților, elevilor, care ați simțit că este componenta cea mai de care părinții mai ales au arătat foarte interesați? Efectuarea propriu-zisă a temelor, dezvoltarea personală, latura aceasta creativă, în ce direcție s-au manifestat? E în funcție de părinte și în funcție de copil. Uh-huh. Să știți că sunt părinți care vor și care cer suplimentar teme. Uh-huh. Sunt părinți care vor comunicare, care vor dezvoltare pentru copilul lor, mai ales acei părinți conștienți că sunt niște probleme mai mari sau mai mici pe diverse componente. Sunt părinți care se bucură că văd că al lor copil la început nu avea manualitate deloc, scăpa orice din mână sau se împiedica sau și în final reușește să se controleze, să-și facă. Pentru că de la felul în care îți aranjezi vestiarul acela mic pe care îl ai, la cum îți ții ordinea pe birouri, la cum te poți încadra într-un grup de copii. Toate acestea te modelează. Se au în vedere sunt urmărite ca niște obiective de către îndrumătorii din cadrul centrului. Vreau să vă spun că în fiecare zi, mă scuzați, în fiecare zi ei sunt, înainte de de a li se pune masa, au un moment în care în fiecare zi câte un elev vine cu anumite curiozități, ce a aflat în ziua respectivă. Foarte frumos. Și este atât de interes și sunt atât de dornici să mă împărtășească. Unele lucruri sunt foarte bune, sunt și situații în care trebuie să le lămurim. Corectez. Niște lucruri și foarte bune și acele. Sigur. Sunt foarte bune și acele situații. Adică mie mi-e drag să văd că se schimbă de la o zi la alta. În centrul nostru, pe lângă copiii de la clasele din oraș, avem și 30 de copii de la o fundație, Lumină și Dar, care își fac, tot așa, iau masa și își fac temele. Uh-huh. Pentru acești copii, bineînțeles că ei au fost aduși pentru o anchetă socială, cu niște situații, poate o situație materială mai precară sau, mă rog, tot așa, părinți plecați și care au fost dispuși să vină acolo. Dacă la început aveam un pic probleme, chiar erau un pic mai neastâmpărați, unii nu salutau. Acum sunt, după 3 ani, sunt niște copii extraordinari și acolo se vede progresul. Da. Foarte, foarte bine. Foarte bine. A devenit aspectul acela mai mult decât evident, da, pe da, care da. Punctează până la urmă și părintele, nu? Sim. Venindu-i copilul acasă cu alt tip de comportament, cu un limbaj bine șlefuit. E clar că interesul sunt în spatele clasei. Iată. Este extraordinar, da. Au luat note foarte bune. Cei care au astăvară au primit toți câte o bicicletă dacă au promovat clasa. Uh-huh. Și vreau să vă spun că toți au promovat pentru că știau că îi așteaptă bicicleta la capătul drumului. Au avut și o motivație de ordin extrinsec, dar cu siguranță pe măsură ce vor crește vor conștientiza rolul pentru învățării. Pentru noi e important că ei au învățat. Exact. Pentru ei e importantă bicicleta. Da. Într-un timp mai lung sau mai scurt se vor inversa aceste motivații. Din motivații exterioare vor deveni interioare și atunci veți avea satisfacția de a fi contribuit la această conștientizare. Deja în cazul copiilor. Când îi văd atât de respectuoși acum și știu că erau niște mici barbari așa la început. Mm-hmm. Și ei se văd în
această schimbare altfel, probabil, și odată cu comportamentul schimbat a crescut și stima de sine. Pretențiile lor, sigur că da. Și modul de a relaționa la nivel de clasă, la nivel de în cadrul familiei. Ați adus multă mulțumire, așadar, iată cel puțin în sânul celor 30 de familii din care vin copiii la care ați făcut referire. Lejeritate sau rigurozitate este cuvântul care caracterizează seriozitate, activitatea din cadrul centrului. Seriozitate și acea mănușă de catifea, care să, chiar dacă arată cu degetul, dar să fie de catifea. Am înțeles, foarte frumos spus. Așa mi se pare mie că trebuie să lucrăm cu copiii. Cu aceeași seriozitate cu care am abordat subiectul până acum, stimați telespectatori, revenim după câteva minute de publicitate. Apa Vital are grijă de apa din municipiul Pașcani. Avem forța să atragem fonduri europene pentru investiții în modernizarea sistemului de apă. Pentru a beneficia de serviciile Apa Vital, formați asociații de locatari în blocuri și încheiați noile contracte prin asociațiile de locatari sau individual dacă nu locuiți la bloc. Informații la telefon 0232 969 sau pe site-ul Apa Vital. Apa Vital este parte din viața orașului Pașcani. Hagi Gold. Cele mai mari prețuri, cel mai mic comision. Cumpărăm orice fel de aur și argint. Amanetăm bijuterii. Amanetăm autoturisme. Amanetăm ceasuri. Cele mai bune cotații de schimb valutar. MoneyGram, transfer de bani în jurul lumii, la tarife avantajoase. Ne găsiți pe Splanada din Pașcani, la parterul blocului D8 și în zona deal, lângă magazinul Profi. Relații la telefon 0232 720 855. Hagi Gold. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegeton Plast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722 661 485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò questa piccolissima serenata. Con un fil di voce si può cantare ogni innamorato all'innamorata. La susurrerà. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii.
Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă peceta domnească la brutăria Țac Țac. Faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Am revenit în direct cu dumneavoastră, stimați spectatori. Vă reamintesc că discutăm în această seară despre specificul educației în cadrul centrelor de tip after school, iar invitata mea este doamna Lidia Andronache. Ne-ați povestit despre felul în care a arătat până la acest moment, până la începutul acestui an școlar, activitatea în cadrul centrului Academia Celor Mici. Care ar fi elementele de noutate cu care veniți în întâmpinarea nevoilor educaționale ale copiilor în cursul acestui an școlar? Dacă sunt astfel de noutăți. Am vrea să continuăm experiența anilor trecuți cu cursurile Cambridge. Așa. Și să mergem pe celelalte nivele. Noi am avut doar pentru clasele a treia, a patra, și toți copiii care au urmat aceste cursuri au primit atestatul, au avut examenul și am dus la bun sfârșit atât cât grupele pe care le-am avut. A fost ceva nou pentru oraș, pentru că parteneriatul cu Fanny English ne-a permis să derulăm aceste cursuri aici și să facem și atestarea tot aici. Deci copiii nu s-au mai deplasat la Iași sau în alte centre pentru acest lucru. Ceea ce este un avantaj. Anul acesta, tot cu Fanny English, dorim din semestrul al doilea să începem pentru clasele, pentru gimnaziu și pentru liceu. O să mergem în general pentru clasele a 6-a, a 7-a, ca să fie pentru clasa a 8-a deja copiii. Iar la 10 mai este numai de dat compiții la și să data și cu care recunoscută și le-a posibilitatea de a opta pentru o școală în afară, având deja acest certificat din clasa 11-a. Am înțeles. Ați spus că vă doriți să aveți grupe și pentru nivelul gimnazial și pentru nivelul liceal. Se păstrează și grupele de nivel primar? Sigur că da. Deocamdată chiar începem înscrierea pentru grupe de primar. Dați-ne mai multe detalii despre înscriere. Cine este interesat, se adresează unde? La sediul instituției noastre se lasă o cerere și chiar la doamna profesor Bârgăoanu, care funcționează după amiaza cu centrul after school, se lasă doar cererea acolo, între ore 12:30 și 17:00. Cererea cu telefon. Noi invităm pentru organizare. Să țin în cursul la sfârșit. Care se stabilează grupe dacă sunt elevi dimineață, care se face după și situații copiii facă sâmbătă. Flexibilitate. Sigur că da, pe care îl stabilim de comun acord cu participanții. Nu putem să-l stabilim din start pentru că nu știm ce copii vin și atunci negociem în funcție chiar de programul fiecăruia, astfel încât să... Cât de restrânsă sau cât de vastă poate fi grupa la care minim 10 copii, maxim 16. 16, 18 au fost cei mai mulți. Am înțeles. Este important de precizat acest aspect care vizează
cantitatea, nu, mărimea grupului, pentru a se înțelege că fiecare membru component al grupei va avea posibilitatea să exerseze cât se poate de bine. Sigur că da. Adică nu va fi suficientă doar prezența, deci participă la acest curs pentru a căpăta abilități sigure. Da, examenul în sine are trei... Cu finalizarea anului școlar se va finaliza și cursul sau va trebui să continue și în perioada vacanței? Grupele se constituie pe baza unor testări. Așa. Deci dacă sunt copii de vârstă școlară mică, e clar că pleacă cam de la aceeași bază. Dacă sunt copii de clasa 11-a, 12-a, atunci se dă o testare și în funcție de nivelul de la care se pleacă, se stabilește dacă au nevoie de un modul sau de două module, până niciun profesor nu vrea să intre cu ei în examinare dacă nu este sigur că ei au competențele probelor minime de astfel încât să nu... Până la urmă este și prestigiul respectivului profesor în joc și chiar nu... N-au fost situații în care... Da, cu siguranță. Aveam și needucatoare dispuse să o facă pentru ca în final să vină trei solicitări. Am înțeles. S-au găsit între timp soluții pe la bunici, pe la țară? S-au găsit acele soluții mai la îndemână. Asta este. Și atunci, da, noi... ne pregătim o gamă variată de activități și pentru vacanțe. Da, sigur că da. Uh-huh. Dar, de exemplu, vrem să facem excursii, ne-am propus și o altă activitate pe care vrem să o facem din semestrul al doilea, niște lectorate. Așa. Dar o să ne și adaptăm pe măsură ce vom vedea impactul pe care îl au. Și în funcție de ceea ce părinții vă comunică drept problemă pe care sigur, o au de pe care au identificat. Vă puteți adapta. Categoric. Tema... Și putem aduce specialiști și să, să încercăm. Deci aveți în vedere, să înțeleg, în cursul acestui an și părinții și componenta educației adulților. Mergem și pe educația adulților în centru. Ce motivează această grijă a dumneavoastră și pentru educația adulților? Ați constatat o oarecare necesitate, nevoie? Am sau constatat... E doar un obiectiv. Deci eu sunt și bunică și clar că mai copiii mei, părinți fiind, că o să deviez puțin de la subiect. Peste două săptămâni o să avem la Nicolae Iorga un proiect care este chiar acesta, influența mediei asupra tinerilor. Și o să avem parteneri din 6 țări și probabil că și televiziunea dumneavoastră va fi invitată la dezbaterile noastre. Și sunt dintre partenerii noștri, de exemplu în Turcia există posibilități de a opri copiilor această nebunie în a umbla oriunde doresc ei, în toate domeniile și în toate... S-a găsit o modalitate de a restricționa. Da, că e acolo și dacă are timp. Dacă e plecat și doar a trimis ultimul telefon performant, da, și îl vede ca și un instrument de, care îi produce bucurie copilului, dar în același timp nu poate înlocuiește să... părintele. Exact. Să revenim puțin la oferta serviciilor dumneavoastră pentru vacanță, pentru că am primit o întrebare în acest sens. Dacă pot avea acces la servicii în timpul vacanței copii, de asemenea, care nu participă la activitățile sigur din că da. Centru? Sigur probabil că da. Sunt părinți care lucrează în timpul vacanțelor și atunci e nevoie ca sigur că da, ai lor copii să rămână undeva. Deci se pot adresa, către dumneavoastră. Către noi și... ideal ar și programul este de dimineață până la ora de dimineață de la 8 până seara până la ora 16. Și în perioada vacanței nu vor fi nevoiți deci la fi... compania altor copii sau desfășurând activități sub îndrumarea unor persoane abilitate. Dacă sunteți o persoană care aveți un pic de experiență în domeniu, ați și răspuns aceste întrebări. Nu am experiență în domeniu. Pentru că așa. Pentru că, într-adevăr, copilul nu mai are niciun fel de handicap în a aborda tema pentru a doua zi. El are garanția că se va duce cu o temă învățată, înțeleasă
Dar pe lângă asta, poate să vină și cu o altă metodă de rezolvare a unor probleme. Își câștigă timp să stea cu părinții, își câștigă timp să se joace. Află de la colegii lui că este posibil toți ceilalți, clar că și el și copiii de clasă încearcă în viața sau, mă rog, părinții mai tineri își trăiesc acum viața, este unul absolut infernal. Și atunci timpul, dacă ai doi copii, să spunem, și de la ora 5 până la ora 9 ei stau și își fac temele și vor să se uite și la televizor și vor să se și joace și vor să-ți împărtășească despre ce ai făcut la școală, ce dar nu ai școală, timpul necesar. Atunci este și pentru părinți. Și mai greu. Eu, dacă ar fi fost astfel de program când aveam copii, deși lucram atunci în învățământul primar, credeți-mă că i-aș fi dat, pentru că pentru ai mei niciodată n-am mai avut răbdare. Și timp. Și timp. Așa. Iar acum am trăit acest avertisment și da, after school-ul este o soluție la îndemână. Au și bunicii componenta lor importantă în educarea pruncilor noștri, dar parcă o persoană specializată reușește să facă ceva mai mult. Și pentru bunicii, foarte simplu, ca ei doar să vină cu povești, cu amintiri din... Și nu cu efectuarea temelor, care uneori și depășesc, de ce să nu recunoaștem? Și atunci începe acest telefon fără fir, da, telefoane la prieteni, sună un prieten și așa mai departe. O adevărată aventură, o temă. Exact. Exact. Vă mulțumesc frumos pentru disponibilitatea pe care ați manifestat-o pentru a aborda și acest subiect legat de educația copiilor noștri și vă mai așteptăm. Eu vă mulțumesc pentru faptul că am reușit să mai aduc încă o dată în fața ascultătorilor dumneavoastră, da? Încercările noastre de a face ceva și singuri nu o să putem, o să putem doar împreună cu părinții care înțeleg, cu colegii profesori și învățători care pot să înțeleagă că noi nu suntem concurență, că noi suntem parteneri, așa completare este. Și putem să facilităm niște lucruri și nu să le încurcăm. Foarte bine punctat, vă mulțumim încă o dată, stimați telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Mulțumirile mele merg și către doamna Minodora Hoffmann, care și în această seară a avut grijă de imaginea mea. Până săptămâna viitoare, vă doresc toate bune!